Salutare, dragi prieteni, Squid Fishman aici. Bine ați venit la un nou episod de Brigada. Nu Brigada Prusesc, Fermă Bunicii? Nu, de Livada lui Nică. Mamă. Ok, v-am pus la mine pe piept. Hai să vă arăt puișorii. Ieri am mai făcut un episod, deci abia a trecut o zi, dar am mai făcut un alt și vreau să vorbesc cu voi. Da, am baricadat aici mai bine poieți, cotețe, am scos gardul din mijloc. Le-am pregătit tapița pentru exterior și aici în interior îți puicanii. Am rămas fără 10 pui pe care i-am donat unei vecine. Au o adăpătoare mare de apă, o hrănitoare plină cu hrană și să vedem și... Da, ele sunt conectate, poiețele astea două. Dar jumătate, să zicem așa, stau într-o parte, jumătate în cealaltă parte. Vedeți, pe acolo trec dintr-o parte în altă. Aici mai am o apătoare mică, aștept să termine apa din ea și o scot cu totul. Una mică, una mare, vedeți cum, cum migrează dintr-o parte în alta. Da. Dar știm foarte bine că voi nu ați venit, nu ați dat click pe acest episod ca să vedeți puișori. Așa că haideți să mergem în livadă. După cum v-am zis, vești foarte bune. Chiar dacă a fost frigălăul ăla, până la urmă sau am fructe. Până la urmă am fructe. E incredibil. Deci nu-mi vine să cred și chiar destul de multe. Ia uitați ce multe zarzări aici și pe alte crenguțe la fel. Sunt destul de multe. Am vrut să fac filmul ăsta astăzi, mai ales pentru că era udă toată grădina. Nu mai este ud acum. Am mai rămas doar aici pe unde a fost un pârăuaș, unde a rămas mai multă apă, dar oricum arată mult mai bine decât în alte zile când vă prezint de obicei uscată. Astăzi am făcut și un tratament, am și înregistrat care-i treaba. Am găsit ieri gândaci păroși, dar nu foarte mulți, v-am și arătat în clip. Am găsit și păroși și de aia verzi, care tot mănâncă florile. Se vede, uite, vedeți cum aici sunt mâncate, dar e mâncat cu totul din mijloc. Să rămână ele 3 sau 2 sau 1 și tot e bun din mănunchiul ăla. V-am arătat și cireșile astea de la tufă. Am observat și anul ăsta că nu prea atac florile roșii. Deși aici parcă ar fi atacată floarea asta, dar nu știu 100% sigur. Pere s-au făcut. Da, și vreau să vă arăt că s-au mai făcut și alte fructe. Și astea. Ia dacă pot să opresc puțin. Vedeți, aici este o fructuță și mai sunt mai multe. Dar cred că asta e una mai precoce. Dar se vede, ia uitați aici. Se văd și aici, aici una, aici una. Așteptăm și sunt curios și de prunele astea. Da, se vede că sunt. Vedeți, în mijloc acolo se vede un pic verde. Începe să se umfle prunuța. Deci treaba e neașteptat de bună. Sunt curios și la nectarini, dar am rupt la un nectarin toate fructele și am văzut că erau prinse. Deci și nectarine și persici. Se pare că nu e un an atât de rău pe cum mă așteptam eu. Da, la asta i-am rupt tot pentru că îl promovez să crească. Anul trecut a făcut foarte multe fructe și nu a crescut prea bine. Și anul ăsta l-am tăiat de aici, vedeți, și s-au uscat rămurelele astea. Asta de aici, asta de aici, nu contează, o să trag eu cumva și o să-l fac vas. Ah, și mai este aici o fructă, ia să vedeți. Deci sub floare, chiar două sunt două fructe. Dar o să le rup pentru că vreau să-mi crească pomul. Pomii au, cam toate plantele au etapele astea, de obicei, au două etape. Bine, au mai multe etape, dar să zicem două etape de vegetație. În primul rând pregătesc fructele, flori, deci în primul rând florile și fructele și coc fructele. Deci asta este prima etapă în care nu prea cresc. Și după ce, bine, sunt soiuri care fac fructele toamna, alea cresc și în timp, dar tot își pregătesc mai târziu mugurii de rod. Și după ce rezolvă fructele, încep să crească mai puternic și pregătesc mugurii de rod.
Dacă eliminăm fructele, ele o să crească mult mai mult și mult mai bine. De asta se și elimină fructele în primii ani și tot de asta le-am eliminat și eu acum. Nectarinul ăsta a fost un pic atins, dar se vede că, vedeți, astea sunt moarte, flori moarte și astea sunt flori care au făcut fructe. Nu o să fie foarte multe, se vede clar. La fel am nectarinul ăsta care a fost atins de secetă și de frig. N-a făcut așa multe flori din cauza că a fost... Deci el are piersici care se fac puțin mai târziu și mai spre toamnă. Pe la jumătatea verii a venit o secetă cruntă la noi și s-au copt fructele, a avut foarte, foarte multe fructe. S-au copt, dar au fost așa cum oarecum, nu s-au umflat cât trebuiau. Ele au fost pe mijloc, au avut și prea multe fructe, mai mult decât trebuia. Și din cauza asta nu a putut, a investit tot ce avea în fructele alea, nici n-a avut destul de multă apă ca să le crească pe toate, la cât de mult trebuia și din cauza asta n-a putut să-și pregătească mugurii de rod. Anul ăsta o să fac mult mai puține fructe. Mă, ești Emilianca. Emilianca are pui. Nu vă mărța puiul lui Emilianca. Mergem să vă arăt și puiul lui Emilianca. A fătat ieri. Alaltă ieri, când am venit. Ok. Ce minciuni vă mai spuneam eu? Da, vă spuneam de muguri de rod nebunii. Și de asta se și răresc fructele. Bine, pe lângă că o să avem fructe mai delicioase, mai mari, mai frumoase, dacă le rărim, la fel și pomul nu o să mai aibă atât de mult stres și o să poată să-și pregătească mugurii de rod pentru anul următor. Deci ăsta este un motiv pentru care se... Nu, ăsta este un motiv. Astea sunt motivele pentru care se răresc fructele. Aici avem deja muguri de la... cum o cheamă? De la mure. Ia să vedem. Agrișul deja încep să se umfle fructele la el. Păr, am făcut ceva greșeli de începător, am tăiat vârfurile la anumite crânguțe pe care trebuiau să iasă flori. O, e problemă. Și la măr am mai greșit așa la unii. O să am mai mare grijă anul următor. Aici avem un cais. Nu, da, un cais. Cais roșu, cais sanguine, singurele caise roșii pe care le știu eu și vedeți are fructe, aici o fructă avea care s-a prins și aici, dar le rup din cauza că nu mă mai interesează fructele pe pomul ăsta, vreau să crească, vedeți, uitați ce frumoase sunt, fructe. Și el ar investi acum, ar investi multă energie să dezvolte fructele, dar el trebuie să crească pentru că este pus cam târziu. Nu știu de ce l-am pus aici, nu mai țin minte care e motivul. Acum câțiva ani l-am pus aici și vedeți că este înconjurat de pomi mari. Și e important, plus că sunt salcâmii aici în spate, e foarte important să crească. A fost pus în același timp cu prunul jubileum sau prunul jubileum mare, un an în plus, nu mai țin minte. Deci mă interesează să crească. Ia uitați aici ce caiși mari și frumoși. Nu știu cât au, vreo 3 ani, 4 ani, habar n-am, nu știu, n-au mult. Și vedeți, fructe, nu multe, pentru că aici au fost, fiind mai pe vale, întotdeauna e mai afectat de frig, de îngheț. Dar incredibil că au fructe. Deci nu vine să cred. Și Viorica, la mortaj de la trecut, ia uitați acolo, o fructuță, vedeți asta, acolo două, mai sus au mai multe. Deci treaba este bună, neașteptat de bună. I-am spus bunicii să pună printre paie, prin zonele astea, printre pomi, să pună varză, ardei, bunica și cu Berni, ei au devenit cei mai buni prieteni, Maia. Așa. Deci pe aici printre rânduri să pun ardei, să pun varză și la roșii, cred că o să pun paie. Ce faci, Maia? Crești trei nepoți?
cu cleștele. Unde sunt noi? Dușem cleștele la loc, nu mai gândește pe mine că are și de mai zice că e urâtă. Ce știe ea? Da, brigada păsărească e aici. Ce faci, brigada? Salut, brigada! Și acum să mergem să vedem și puicanii și iepurașii și mățișorii. Dar nu poate să viară foarte bine, nu poate să aprind lumina aici. Scuze, pisoi. Și ăștia sunt pisoi. Un pisoi mic. Un tigruț. Și ăsta e un tigruț cu nasul alb. Pe ăsta deja știu că să-l cheme Năsuc. Și pe ăsta la alt nu știu. O să vedem. Ok. Ăștia sunt și motanii. Și asta e treaba cu livada lui Nic de săptămâna aceasta. Sper că v-a plăcut. Aha, meleaca în groapă ceva. Să vedem ce în groapă mâța. Trebuie să vedem ce în groapă mâța. Deci e o chestie pe care nimeni nu știe, nu se știe despre ce e vorba, tot se aude ce în groapă mâța, ce în groapă mâța. Lencuța, ce îngropi acolo? Și dezgroapă ridichile lui Maia. Vai, nu cred așa ceva. S-a rușinat și-a plecat. Fugi, Mileanca, de aici. Mă, ce vrei să faci tu acolo, mă, în gaura aia? Mileanco! Ceau, prieteni, mă, lăsa, mulțumim că ne-ați urmărit.